Strada Ștefăniță Vodă din Constanța are două sensuri de mers. Pe o parte este delimitată de gardul fostei unități militare și o zonă de pământ, ce le permite pietonilor să circule. Pe cealaltă parte trotuarul s-a transformat în parcare pentru mașinile locatarilor de la blocuri. Aceasta este zona unde s-a produs accidentul de circulație, după cum puteți vedea, practic nu există trotuar, așa că fata a încercat să-și facă drum la limita dintre bordură și șosea, iar în momentul în care i-s-a făcut rău, a căzut chiar în fața unei mașini. Așa se fa face că tânăra a ajuns la spital cu traumatisme multiple și a rămas internată. Șoferița care accidentat a accidentat-o le-a declarat polițiștilor că tânăra a căzut pur și simplu în fața mașinii. O tânără care circula pe strada Ștefăniță Vodă din municipiul Constanța s-a dezichilibrat făcându-i se rău și a fost acroșată ușor de către un autovehicul care circula regulamentar pe acea stradă. În funcție de zilele de îngrijire medicală necesare victimei pentru a se recupera, polițiștii vor realiza și în cadrarea faptei, de care se face vinovată conducătoarea auto.